Omul a venit legătura peste noi. L-am antrenat pe prietenul acesta al meu și, dragi telespectatori, vă spun, veți asista la ceva care n-a mai fost văzut pe această planetă. Cel mai tânăr paranormal din această lume este tânărul care este alături de mine. Câți ani ziceai că ai? 6 ani jumate. Are 6 ani jumate, o vârstă respectabilă. L-am antrenat. A fost un lucru extrem de greu. Voi ține eu această sticlă și tu, cum te-am învățat, când Da. zic să jos, tu faci cu mâna așa, ca să Da. coboare pipeta. Haideți să dăm un detaliu de sticlă. Vedeți, aici este o pipetă, sus, care plutește. Și acum, cadrul general, ca să vedeți cum manevrează tânărul meu prieten. Hai, coboară asta jos. Hai, concentrează-te, concentrează-te. Ia uitați! Ridică sus! Hai, chinuie-te! Ah! Ia uitați cum s-a ridicat obiectul! Îl coborâm din nou? Ah! Ah! Ce greu e! Ce greu e! Ah! Urcă-l! Așa! Bravo, dragul meu prieten! N-am dat să strânge mâna! L-am antrenat! Acesta este cel mai tânăr paranormal de pe această planetă care are capacități, cum le ziceam noi, tele... Telechinetice. Vedeți, atât de tânăr este încât nici nu știe să își enunțe numele capacității. Telechinetic. Da. Ești telechinetic. E, acum să dezvăluim lucrurile. Nu este vorba despre niciun truc. De fapt, este un lucru cât se poate de simplu. Sticla aceasta, remarcați, este plină cu apă. Am folosit o pipetă. O voi scoate pe cea care... E, nu mai pot să o scot. Nu o voi scoate. Am, în schimb, pregătit, am luat de la farmacie niște pipete. Și n-am avut nimic de făcut altceva decât am luat pipeta Da. și am umplut-o cu apă cât am putut. Ideea este ca pipeta să plutească, cum să zic, nici să nu plutească, nici să nu se scufunde. Acum s-a scufundat. O mai golesc un pic. Să rămână puțin la suprafața apei, mai trebuie un pic golită. Un pic, câteva picături, ia. Așa este bine. Pe urmă, am pus-o în sticlă. Nu o să mai repetăm, pentru că am pierdut deja niște apă aici. Dar ideea este ca această sticlă să fie perfect plină cu apă. Strâng foarte bine dopul și manevra pe care o am de făcut în timp ce prietenul meu Patrick. își face pasele telechinetice. N-am nimic de făcut, acum am 2 pipete înăuntru. Da. Ia uite cum coboară. E de ajuns să strâng puțin. Ia tu sticla. Poți să o ții, ai forță? Strânge un pic. Strânge. Ia uite cum coboară. Las-o. Dă drumul. Uite cum se ridică. Nu este practic nimic Foarte. spectaculos, este fizică. Ce se întâmplă cu tipul acesta de experimente? Sunt experimente extrem de simple, dar ele au un rol foarte important. Tânărul care este alături de mine își va pune întrebări. Nu-i voi da eu răspunsurile acum. Încetul cu încetul le va găsi. Dar cel mai important lucru pentru un copil, indiferent câți ani are, care 6 ani jumate, care 50 de ani, cât aș avea eu, nu contează. Important este să fie copilul capabil să își pună întrebări și să-și caute răspunsurile. Peste nu foarte multă vreme, va găsi tânărul meu prieten o sumedenie de răspunsuri interesante în zona aceasta a fizicii. Acum, prietene, gata, nu te mai juca. Trebuie să dăm legătura înapoi, o dăm? Da. Da, e de acord. Dăm legătura înapoi în studio.